Bună! Eu sunt Camelia, bine ați venit la gateșteușor.ro. Astăzi vă voi prezenta noul meu ajutor în bucătărie, storcătorul de fructe Hurom. Mi-am dorit de foarte mult timp să am un asemenea storcător și iată că a venit momentul să-l am chiar în bucătăria mea și am decis să vi-l prezint și vouă. Am ales această firmă de storcătoare de fructe Hurom pentru că este una din cele mai bune firme de pe piața românească și mai ales de pe piața din America. Nu este un storcător obișnuit, poate vă întrebați ceea ce îl face să fie atât de special. Este special pentru că folosește o presare la rece. Asta înseamnă că presează fructele folosind un proces de masticare cu un ax vertical melcat. Sună un pic ciudat, dar vă asigur că veți vedea în minutele ce urmează despre ce este vorba. Storcătorul a venit în această cutie, în această formă și am decis să vă arăt și vouă ce conține cutia. Îl voi desface. El vine disponibil într-o varietate de culori. Eu am modelul vișiniu, puteți să-l luați și pe argintiu sau pe alb. În interiorul cutiei acesteia mari sunt două cutii mai mici. Aceasta este prima cutie care conține motorul storcătorului practic și cea de-a doua cutie care conține accesoriile. O să dau cutia aceasta mare jos ca să am mai mult loc să vă arăt conținutul celorlalte două cutii. Această cutie conține partea electrică a storcătorului. Este învelit într-o folie protectoare. O să scot folia protectoare. Aceasta este partea electrică a robotului, după cum am zis. Are butonul de on-off și are o fantă foarte utilă pentru că vă ajută să-l apucați mult mai ușor. Și are și cablul de alimentare. Voi da un pic într-o parte și acum să vedem ce conține și cea de-a doua cutie. Avem aici manualul de instrucțiuni și celelalte accesorii. Acesta este accesoriul cu ajutorul căruia practic se storc fructele și legumele. Aici avem îmbolate în plastic niște perii de curățare și două căni. O cană este pentru pulpă și o cană este pentru suc. Acesta este un instrument cu ajutorul căruia împingem fructele prin această fantă. Și avem două perii de curățare care ne vor ajuta să curățăm mai ușor robotul. Și două cărticiere foarte utile. Una cu instrucții de asamblare și una cu multe rețete de sucuri și beneficiile acestora. Aceasta este partea care practic stoarce fructele, după cum v-am spus, vine deja montată și o voi demonta ca să vă arăt ce conține și apoi o voi remonta la loc. Prin această fantă introducem fructele, este destul de micuță, așa că este bine să le tocăm în bucățele destul de mici. Aici avem acel ax melcat despre care vă spuneam. Cu ajutorul acestuia se presează la rece fructele și legumele. Vedeți că nu are un disc din acela metalic. Aici avem, acestea se desfac, avem sita, prin intermediul căruia se scurge sucul. Este o sită foarte deasă, care face suc destul de fin, fără prea multă pulpă. Puteți să-i achiziționați și o sită cu spații mai mari. Acesta este un accesoriu care fixează această sită și aceasta este cana în care se strânge sucul. Este gradată, poate să facă 500 de ml de suc și are două fante. Pe aici este pulpa și pe aici este sucul. Acum voi remonta accesoriile ca să le putem pune în funcțiune. Aceasta intră aici, apoi sita, melcul, după cum puteți observa, nu este deloc greu de folosit. Intră destul de ușor. Punem cupa deasupra.
după cum ați putut observa, este foarte ușor de montat, a durat doar câteva secunde. În acest recipient se colectează pulpa, iar în acesta sucul. Și acesta este robotul Huron ambalat. Storcătorul Hurom este în poziție de funcțiune. Am aici o mare varietate de legume și fructe pentru a vă arăta cum extrage sucul din aproape orice, de la portocale, mere, morcovi, legumele clasice și fructele din care facem noi suc, ghimbir, castravete, migdale, frunze de spanac și tije de țelină. Puteți de asemenea să faceți suc din frunze de pătrunjel, din nuci și multe alte lucruri. Îl voi porni acum. După cum vedeți, este destul de silențios. Am tăiat fructele în bucățele mai mici și acum le voi introduce. Am aici o jumătate de lămâie pe care am curățat-o de coajă pentru că este un antioxidant foarte bun. Voi pune și castravete. Vedeți, nici măcar nu este nevoie să folosesc acel accesoriu. O bucățică de ghimbir. Sucul se face aici în cuvă, dar dacă doriți, îi puteți da drumul să curgă. Câteva frunze de spanac. Speclă roșie. Selină. Și acum voi pune migdale pe care le-am lăsat să se moaie în apă. Trebuie să adăugați cu un pic de apă cu tot. Le stoarce fără nicio problemă. Pulpa este foarte, foarte uscată, după cum puteți observa. Nu are niciun pic de umiditate. Puteți face sucuri din ce legume și fructe doriți, în acea cărticică veți găsi foarte multe rețete interesante. Eu am dorit să vă exemplific că poate să facă suc din absolut orice. Am terminat de făcut sucul. După cum ați putut observa, ceea ce a rămas din fructe este foarte uscat, asigurând o cantitate foarte mare de suc. Datorită acestui proces de stoarcere lentă, sucul nu se oxidează și va rezista, prospețimea lui va fi de până la 24 de ore, deci dacă faceți suc în această dimineață, va fi proaspăt și a doua zi de dimineață. Este un sorcător foarte bun și vi-l recomand cu toată încrederea. Acest storcător mai are și un alt punct foarte, foarte important, este vorba de modalitatea de curățare. Dacă, spre exemplu, doriți să faceți două tipuri de sucuri de fructe consecutiv, va trebui, pentru a-l curăța, fără să-l demontați, să turnați apă prin fanta aceasta în care puneți fructele, să o treceți prin robot și să o lăsați până când apa devine limpede și atunci storcătorul este curat. Voi pune apa. După cum puteți observa, apa este curată, ceea ce înseamnă că puteți să faceți din nou un alt tip de suc.